Fica lui Zmărândescu, Alexandra, s-a făcut mare și de lecții de fitness. Iubitul ei a ajutat-o să-și modeleze corpul și să fie un exemplu pentru fetele care vin la sală. Iubitul Max a îndrumat-o pe Alexandra Zmărândescu înspre fitness și nutriție și a ajutat-o să devină și ea instructor de fitness. Am avut 127 de kg. Mi-am dat seama la 24 de ani că eu pur și simplu respir, nu trăiesc. Câte ore petreceți în sală? Toată ziua nutriția. Simt că e punctul meu forte. Alexandra Zmărândescu a făcut tenis și street dance în copilărie. Dansul nu s-a lipit și de Max. Închipuieți un orangutan care se mișcă pe ritmuri latino. Ea e frumoasă, trebuie să fie în lumina aia. Alexandra și Max se iubesc de un an și trei luni. Mai întâi, instructorul de fitness s-a pus bine cu Mihai Zmărândescu, fratele luptător, de la care Alexandra a furat câteva scheme. Cum de a trecut Max testul fratelui Doc? Au fuzionat foarte bine de la bun început. Acasă, Max se ocupă în bucătărie de dieta Alexandrei Zmărândescu. Îi plac bruschetele care le fac, fripturile în sos. Ceva nesănătos preferă Alexandra? Ciocolată. Scurt și la obiect. Mai am mici scăpări. El mă ceartă.